Ardei, unul mai frumos ca altul. Roșii sau verzi, gogoșar sau capia. Pe scurt, solarii încărcate de legume, mai ceva ca în toiul verii. Oferta inedită de legume proaspete din toiul iernii vine de la Mircea Tatu, fermier din județul Buzău. În plină iarnă, un kilogram de ardei proaspeți costă 6 lei, cu mult mai puțin decât cei din import. Buzoianul are peste un hectar de sere de solarii în care are legume proaspete tot timpul anului. Așa se face că acum, când alți producători au încheiat vânzarea și au trecut la pregătirea culturilor pentru recolta de la început de primăvară, Mircea Tatu încă are sere încărcate de ardei. În total, 3-4 tone de ardei capia și gogoșari proaspeți. Legumicultorul spune că acest sortiment este unul extrem de gustos, dulce, cu o pulpă cărnoasă, dar și foarte rezistent la temperaturile mai scăzute, dar și la boli. Acum, în plină iarnă, un kilogram de ardei se vinde cu 6 lei. Întreaga marfă este vândută în piața de la Râmnicu Sărat sau direct din solar pentru cei care doresc să vadă când sunt culeși ardeii.